La începutul anului 2020, 10 salubri s-a amplasat în punctele importante din Iași, 10 containere de colectare a hainelor vechi. Acolo, oamenii aduc obiecte de îmbrăcăminte și încălțăminte pe care nu le mai folosesc. Reprezentanții salubrii iau hainele și le dau unei organizații non-guvernamentale, care ulterior le donează celor fără posibilități financiare. Însă, în ultima perioadă, reprezentanții Armatei Salvării nu prea au ce alege din containere. Copiii și bagă prin această fantă, răscolesc înăuntru și scot hainele, iar de cele mai multe ori toate aceste lacăte sunt forțate cu rângi și deschiduși. Aceste centre de colectare sunt aproape în fiecare zi pline. Marea problemă este că foarte mulți oameni, din municipiul Iași, nu au înțeles să meargă către ONG-uri să-și aleagă de acolo hainele uzate și vin și forcează aceste puncte gospodăresc. Nu de multe ori le-am găsit deschise, le-am găsit vandalizate. Cei care sustrag ilegal hainele din punctele gospodărești ale societății Salubris vor fi bun de plată. Vorbim de infracțiune de furt, chiar dacă e vorba de haine second hand. Sancțiunea este destul de mare, de la 1.500 la 2.000 de lei. Pentru a limita pierderile, conducerea societății Salubris a decis recent să pună lacăte pe tomberoane. Nici acestea nu i-au oprit pe infractori, însă poliția locală are camere de supraveghere în zonele respective și îi va amenda pe cei care sustrag hainele din tomberoane.